Vin de la administrația publică centrală, de la Parlament. Acum, de ce administrația publică locală, practic, este un domeniu care îl cunosc. Așa și-a început discursul de prezentare proaspătul pretor al sectorului Râșcani, Nicolae Balaur. În frazele rostite, acesta a evitat să pomenească de apartenența sa partinică, dar și despre funcțiile ocupate de până acum în domeniul privat. Însă, anume acestea au fost aspectele care au stârnit interesul jurnaliștilor, care de imediat l-au supus tirului de întrebări. Da, sunt membru PLE, am fost, de fapt. Nu, n-am participat la concurs. Nu este concurs. El se numește de către primarul general în baza statutului municipiului Chișinău. Și dacă la capitolele apartenență politică și angajare comentariile au fost deprisos odată ce s-a atins subiectul firmei de construcții D&D, despre care se spune că i-ar aparține deputatului liberal Iurie Dârda, asistent al cărui Nicolae Balaur a fost, tânărul a ținut să vină cu anumite precizări, mai mult sau mai puțin contradictorii. Da, am activat în calitate de manager pe vânzări la compania D&D. Cine este fondatorul și a cui este, o să mă rezervez pentru că trebuie să mă sesizez și un faptul ăsta ca să dau seama. Ordinul de numire în funcția acestui a fost semnat de Dorin Chirtoacă la 17 ianuarie. Balaur, la alegerile parlamentare din 2014, s-a aflat pe poziția 97 în listele Partidului Liberal. Anterior, acesta a deținut funcția de vicepreședinte PL Stăuceni și a fost consilier la primăria din Stăuceni. Din iunie 2016, Nicolae Balaur este fondatorul și administratorul companiei B&B Leader Company SRL. Printre genurile de activitate licențiate ale afacerii pretorului lui se numără construcții de clădiri și sau construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările, dar și activitatea de evaluare a bunurilor imobile.